parlamentari la București? Da, ca să nu vină parlamentarii, că erau cursele de la Iași, Timișoara, Cluj, care aduceau peste 20 de parlamentari ai opoziției. Și care, dacă n-ar fi aterizat la timp, nu puteau să vină să voteze moțiune. Demite directorul de la CFR-SA. De ce? Pentru că refuză să semneze două contracte, Brașov-Apața și Cața-Sighișoara, a cărora adjudecare este contestată în instanță. Păi cum să semnezi contracte când adjudecarea e contestată în instanță? Da. E faptă Ambii penală. Au plecat în concediu, de frică. Da, penală, domnul Mănăstire, este faptă penală. Încearcă să dea în folosință lotul Deva Lugoj, cele două loturi, în condițiile în care există foarte multe neconcordanțe care trebuie, există 500 de pagini de probleme care sunt în recepție, care trebuie soluționate, că nu poți să faci recepție, nu poți să dai drumul, că Doamne ferește, se întâmplă ceva pe tronsonul respectiv. Altă chestiune, anunță că semnează contractul cu consorțiul chinezo-turc, pentru care doamna Dăncilă anunțase că se duce în CSAT ca să o declare de importanță strategică și că nu mai semnează contract cu păi în condițiile în care negocierea parteneriatelor public-privat și semnarea contractelor nu face Ministerul Transporturilor, ci o face Comisia de Prognoză. Da, bună ziua, bine v-am găsit la o nouă emisiune Drumurile Noastre. Ministrul interimar al transporturilor Răzvan Cuc trage după el tot. Director de companii, consilieri, purtători de cuvânt. După moțiune, Răzvan Cuc a decapitat șefii de la CFR, SA și Tarom. Oameni numiți tot de el. Și a dat afară singurul purtător de cuvânt al CNAIR. Ieri, în schimb, s-a declanșat scandalul anului în transporturi. După nici 48 de ore de la revocarea din funcția de CEO Tarom, Mădălina Mezei aruncă în aer tot ce înseamnă Ministerul Transporturilor și pe ministrul Cuc și spune că ministrul transporturilor i-a cerut să țină avioanele la sol în ziua moțiunii de cenzură împotriva PSD. Mai mult, ca sigur acest refuz a fost motivul destituirii mele. Spune Mădălina Mezei, doamna din imagini. Răzvan Cuc neagă tot. Astăzi vă spunem de ce a fost revocată doamna Mezei, șefa Tarom, în afară de suspiciunile evidențiate în emisiunea Drumurile Noastre, care fac obiectul unei cercetări, și vom afla ce se află în spatele anunțului de ieri al doamnei Mădălina Mezei, care își promova fratele care lucrează tot în Tarom și soțul care lucrează tot în Tarom sub diverse forme. De la ora 14, un subiect foarte cald, de ce nu avem vagoane și săgeți albastre la CFR Călători, dar și de ce nu vom avea niciodată linie de cale ferată între București și Giurgiu. Avem invitați pe măsura subiectelor. Vi-l prezint pe Victor Cosmei, jurnalist Hot News. Bună ziua! Bună ziua! Și vi-l prezint pe domnul Sorin Stoicescu, membru în Consiliul de Administrație Tarom. Eu întotdeauna îl prezint, unul din cei mai vechi aviatori din România. Bună ziua! Bună ziua! Încep cu dumneavoastră. Cred că știți ce a declarat fosta șefa dumneavoastră, doamna Mezei, în contextul în care a avut loc o moțiune de cenzură joia trecută. Miercuri, ieri dimineață, după 6-7 zile, doamna Mezei face o acuzație extrem de gravă, îl acuză pe domnul Cuc. Noi am încercat să intrăm în legătură și cu domnul Cuc și cu doamna Mezei, am transmis mesaje către dânsii, repet, mi se pare o declarație penală, cum că domnul Cuc ar fi cerut blocarea avioanelor la sol. Se poate așa ceva, se poate să blocheze avioanele la sol, domnule Stoicescu? Deci, aș vrea să revin la secvența pe care ați dat-o și domnul președinte Orban, care a fost și ministru al transporturilor, a spus așa. Se vorbește în Tarom, pentru că dânsul, că a fost ministru, știe că ministru, dacă ar vrea să facă o chestie de asta, are alte mijloace care nu provoacă tămbălău ca să o facă. Dânsul știe foarte bine asta, dar eu nu vreau să mă amestec în nuanțele politice ale problemei.
Vreau să vă spun, în schimb, logic, după mintea și experiența mea, că dacă bloca avioanele Tarom-ului, era ca o frecție la un picior de lemn, pentru că pasagerii vin și cu Blue Air-ul și cu Wizz Air-ul. Deci sunt, adică sunt și alte posibilități. Pe de altă parte, nu știu joia dimineața dacă parlamentarii vin la București. Eu știau sau că pleacă, joia bine, pleacă. Aici trebuie precizat că, da, în mod normal joi pleacă, dar suntem într-o perioadă de campanie electorală când foarte mulți, și de la PSD, și de la PNL, și de la USR, și Pro-România, sunt în campanie în țară. Iar acum, pentru moțiune, foarte mulți din opoziție au făcut eforturi mari să vină. Știm și cei de la parlamentarii PMP care au venit cu scaun cu rotile, de la spital, de la... Iar vă zic așa, chiar noi de la Hot News, joi în Parlament, i-am văzut pe holuri cum veneau parlamentari cu trolere, cu costumele, din avion direct. Adică, da. Și mai e de punctat ceva. Nu veneau trebuie să... din avion? Uitați, deci avem poza de la voi, de la Hot News. Exact. Este o poză realizată de tine în Parlament. Exact, avem ziua și înregistrarea video. Este și un video, sper să reușim să-l montăm, unde sunt parlamentari cu bagaje. Ei vin sau pleacă? Asta e întrebarea. Și unii au zis că au venit special, au venit, făcut plecau. Mulți au fost în teritoriu în timpul săptămânii, pentru că e o perioadă de campanie și, într-adevăr, mulți fac eforturi să... Deci au ajuns. Da, au ajuns. Deci au ajuns. Și foarte important de spus, moțiunea a trecut la câteva voturi. Știm foarte bine că miza acolo era la 2, 3, 4 voturi. S-a făcut mare tămbălău că 3 parlamentari PSD au votat 238, rezultatul final, față de 233, cât era nevoie. Nu era nevoie să blocheze avioanele Tarom la sol, dacă într-adevăr s-a întâmplat asta. Nu era nevoie să lipsească 200 sau 100 sau 50. 3, 5, 6 erau un plus. Asta, deci, asta a fost o miză, asta e miza teoretică. Dacă îmi permiteți, ați abordat subiectul pe care urma să-l abordez și eu. În acele avioane nu erau doar parlamentari PNL. Erau și oameni. Erau și PSD. Și mai ales erau și pasageri. Și oameni. Așa, deci... Adică, PSD-ul acum nu a votat. Nu știu, iertați-mă, nu mă bag în politică, o fi fost, nu o fi fost. Eu vă spun din punct de vedere logic că era, deci eu, dacă primeam treaba, eu nu puteam să o primesc, că dacă o primeam, mă duceam la parchet. De nu la Ministerul de Interne. Deci, de ce? Pentru că în codul aerian, siguranța, securitatea și regularitatea afectate sunt infracțiuni. Regularitatea traficului aerian nu poate fi afectată. Dacă e afectată ilicit, e infracțiune. Asta e clar. Deci eu știam, mă duceam, nu-mi păsa cine. Dar vreau să vă spun ceva la exact ce ați spus dumneavoastră. Nu caut argumente ca să spun că n-a făcut sau că a făcut. Vă spun, ministrul are posibilitatea de a stopa tot fără să simtă nimeni. Cum? Nu pot să vă spun. Nu pot să vă spun, pentru că așa se pot face și acte ilicite. Dar eu vă spun că se poate. Bun. Se poate. De ce doamna Mezei, fosta șefă a Tarom și a CEA-ului, a declarat că domnul Cuc i-a cerut în ziua moțiunii să oprească avioanele la sol după 7 zile? De ce nu s-a dus instant la miliție, la poliție, la unde, de, întrebați-o unde trebuie. Întrebați-o pe doamna, deci eu pot să vă spun doar noi atât. Am încercat să o întrebăm, refuză să răspundă. Fără a încerca ca să iau apărarea cuiva sau altă. Pe data de 2 și vă arăt, pe WhatsApp am dat un mesaj domnului ministru Cuc în care l-am rugat ca să mă primească atunci când are posibilitatea pentru a-i prezenta câteva probleme sensibile legate de Tarom. Asta s-a întâmplat pe data de 2. În sfârșit, am avut un consiliu în care s-a prelungit mandatul, am făcut niște modificări în mandat că nu accepta autoritatea și nu știu ce. Pe data de 14, domnul ministru mi-a dat telefon pe WhatsApp, toate sunt clare. Așa, și a zis, domnul Stoicescu, voia să-mi spuneți ceva, am fost pe șantiere, vă rog. M-am dus la minister și i-am spus în mare ce ați găsit în comunicatul Consiliului de Administrație. Motivele. A stopat procesul de redresare și restructurare al Taromului, l-a deformat și l-a denaturat, redresat
necesară, ce înseamnă? Restructurarea se lucra, PricewaterhouseCoopers lucra la programul de restructurare, nu știu ce, dar noi nu mai aveam nicio informație ce facă ea, așa, dar pe de altă parte, redresarea constă în măsuri care se iau în dinamică. O măsură în dinamică a fost cea cu ATR-urile. A fost soluția cea mai bună ca să putem să luăm avioane noi în flota Tarom. Și așteptam în această lună primul avion. Doamna n-a semnat, nu știu ce a făcut, avocatul așteaptă la Londra și azi. Primul avion trebuia să vină acum, luna asta. Nu știu dacă la sfârșitul lunii noiembrie o să-l avem, dar trebuie să luăm măsuri pentru asta. Poate că n-a fost bună decizia noastră, dar directorul executiv trebuie să facă raport la Consiliul de Administrație, să argumenteze, să justifice și schimbă hotărârea. Vorbim despre eventuale avioane lăsate la sol. Noi nu știm să se fie oprit vreun avion la sol. În prezent cu noi în platou ar fi trebuit să fie și un parlamentar PNL de la Iași, domnul Marius Bodea, secretar general al Comisiei de Transport din Cameră. Din păcate, astăzi avionul dânsului a rămas la sol, adică nu a decolat din cauza condițiilor meteo, în schimb îl avem prin telefon. Bună ziua, domnule deputat! Bună ziua, bună ziua! Vă fac un scurt rezumat. De ieri s-a declanșat scandalul anului în transporturi, însemnând că doamna Mezei îl acuză pe domnul ministru Cook că i-ar fi cerut să oprească avioane la sol. În ziua moțiunii, dumneavoastră ați fost afectat de vreun avion? Tarom? Nu, pentru că eu am fost în București și din zilele anterioare moțiunii și am rămas special și vă mărturisesc că personal am spus colegilor mei să aibă grijă și să fie în București mai devreme, existând ceva zvonuri prin lumea asta aviației, în special despre Tarom, că s-ar încerca ca în acea zi, ziua moțiunii, câteva avioane să rămână din vari motive la sol. Eu am știut asta, m-am pregătit mai departe, după cum ați văzut și dumneavoastră, ceea ce era o suspiciune, s-a dovedit a fi chiar o realitate. Și dincolo de tablou acesta al imixtiunii politice într-o decizie a unei companii care funcționează exclusiv pe principiul unei companii private, chiar dacă acționar majoritar este statul, am văzut pentru prima dată la Tarom, în concret, o imixtiune a politicului în zona operațională a companiei Tarom, pentru că în ce privește imixtiunea în zona comercială a deciziilor privind ce tip de aeronavă să ia și așa mai departe, asta le-am văzut cu toții și e o imixtiune curentă și evident nepermisă. Dar în zona operațională, tu, ministru, să intervii, să soliciți conducerea executivă a companiei să țină aeronave la sol, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Bun. Sunt parlamentari PNL din țară care au fost afectați de vreo întârziere a vreunui avion Tarom în ziua moțiunii? Sau parlamentari USR sau UDMR? Nu cunosc să fi fost să fi întâmplat așa ceva, pentru că, după cum bine știți, noi toți parlamentarii PNL am votat moțiunea de cenzură. Deci nu s-a întâmplat în ce ne privește pe noi. Însă ce voiam eu să subliniez este că această imixtiune în zona operațională, și fără să folosesc cuvinte grele, eu cred că a fost de natură să pericliteze inclusiv siguranța zborurilor. Imaginați-vă că piloții au zburat în acea zi, cunoscând că cel care are în mână pâinea și cuțitul dorea să nu se întâmple acest lucru, ca ei să rămână la sol. Nu este ușor și asta vă poate spune, cred că, cineva care cu asta se ocupă, pilotează. Să ai o astfel de presiune psihică, tu trebuie să faci jobul tău și să știi că cineva de mai sus nu a dorit acest lucru și, după cum a funcționat PSD în România, și a demonstrat că poate să calce în picioare fără să aibă niciun pic de... Domnul Victor Cosmei, jurnalist ONews prezent în studio, ar dori să vă... Bună ziua! Vreau doar să fac o mică mențiune, că până la urmă doamna Mezei a spus că nu a luat vreo decizie în acest sens, a refuzat ce spune dumneavoastră ei, a refuzat ce a cerut domnul Cook,
Iar practic piloții n-ar fi avut de unde să știe. Nu cred că fiecare pilot știa ce s-a discutat doamna Mezei cu domnul Cook. Adică... Nu, este, îmi pare rău să vă contrazic, este exclus să nu se fie auzit și în zona piloților. Eu cunosc acest lucru pentru faptul că am lucrat o perioadă în acest domeniu și mă cunosc cu multă lume. Se află acest lucru imediat, pentru că o asemenea anomalie solicitată, vă dați seama că se propagă instant, chiar dacă doamna director, fost director Mezei, nu a comunicat direcții operaționale această nebunie, în jurul domniei sale, consilierii săi, cei cu care, mă rog, se consultă zi de zi, au aflat și vestea aceasta se virusează instantaneu. E foarte clar acum, nu am niciun exemplu dintr-o țară civilizată, dintr-o țară UE, dintr-o țară civilizată în general, de o asemenea întâmplare. Deci este o apucătură tip Coreea de Nord. Eu așa ceva nu am mai întâlnit, sincer. Consilierii doamnei Mezei, de ce n-au sfătuit-o pe doamna Mezei în momentul în care domnul Cook i-ar fi spus să țină avioanele la sol, doamna Mezei să se ducă repede să sesizeze organele, procuratura, parchetul, că parchetul, e infracțiune. Pentru că este infracțiune. O infracțiune penală. Împotriva regularității transportului aerian. Nu-mi sună normal. Doamna Mezei a făcut această afirmație după ce a fost schimbată din funcție. Atât, eu nu, nefiind fan PSD sau Cook sau altceva. Aici sunt de acord întru totul cu dumneavoastră, pentru că politica asta de a fi servil celui care te numește politic în funcție, cum e și în cazul conducerii Tarom, creează pe mai departe aceste valuri de abuzuri. Și dacă s-ar cunoaște, spre exemplu, la nivelul conducerii Ministerului Transporturilor, cu astfel de imixtiune are ca efect imediat sesizarea organelor de cercetare penală, n-ar mai îndrăzni pe viitor să mai facă aceste lucruri. Ori aici și eu consider că există o culpă și a directorului general fost, mă rog, doamna Mezei, că nu s-a adresat de îndată, în scris, pe de o parte Consiliului de Administrație, care trebuia să ia act de o asemenea anomalie, și pe de altă parte... Mulțumesc frumos! O avem prin telefon pe doamna fost director al companiei Tarom, Mădălina Mezei. Bună ziua, stimată doamnă! Bună ziua! Sărămâile, bună ziua! Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Aș vrea să mă întreb direct, cum l-am întrebat și pe domnul Bodea, cum am întrebat și colegii mei din presă, cum am întrebat și public, de ce ați făcut această declarație privind solicitarea ministrului Cook privind oprirea avioanelor la sol abia după ce ați fost schimbată din funcție și nu în ziua în care domnul Cook v-a cerut acest lucru, stimată doamnă? Domnule Edveș, eu n-am făcut această declarație, au apărut niște informații în spațiu public și n-am făcut decât să le confirm. Obiectivul meu a fost să țin avioanele în aer și m-am asigurat prin toate mijloacele că voi evita o astfel de situație. Cum se rețină în aer? Deci, domnul Cook, în ziua moțiunii, v-a sugerat să nu plece avioanele cu parlamentari. Asta în ziua moțiunii, cu o zi înainte. Adică în ziua de miercuri. Bun. Da. În mod normal, nu ar fi fost legal joi sau miercuri seară să faceți o plângere împotriva domnului Cook? N-aș fi vrut să provoc eu un scandal politic să afecteze într-un fel sau altul niște decizii politice. Ca atare, eu mi-am făcut doar datoria mea de director al companiei, am discutat cu directorul de zbor, cu directorul tehnic, cu Operational Control Center și cu comandanții curselor să evităm absolut orice problemă care ar putea conduce compania într-o zonă de nelegalitate. Și mă simt cu conștiința curată, iar faptul că a apărut în spațiu public mi se datorează, nu eu am făcut aceste demersuri, nu am vrut în nicio formă să mă expun public și să dau aceste informații. Însă, ce vreau să spun, aș dori să-l rog pe domnul Stoicescu să justifice de ce a considerat dumnealui că după ce miercuri, cu o zi înainte de moțiune, mi-a fost de acord să-mi prelungească mandatul pentru 2 luni. Între timp s-a deșteptat și a analizat noaptea activitatea mea marți seară pe Furiș
și domnule au decis că nu mi-am îndeplinit obligațiile profesionale. Domnule Stoicescu? Nu am analizat absolut nimic pe furiș. V-am spus care e problema. Am dat pe data de 2 mesaj domnului ministru ca să-i spun toate problemele legate de activitatea inadecvată a doamnei director general provizoriu și am fost primit pe 14. Pe 14 m-am dus pentru că mi-a spus că a fost pe șantier și asta și am spus toate durerile mele. Adică faptul, inclusiv că doamna trebuie să recunoască că s-a dus în câteva rânduri ca să scape de mine și de domnul Rotaru prin diverse locuri, prin Ministerul Transporturilor. Și dacă nu recunoaște, aduce și martori. Deci, ideea este următoarea. Eu am spus și am spus și dumneaei ce reproșez la fiecare ședință, sunt înregistrat, sunt procese verbale, i-am cerut rapoarte, i-am cerut ce a făcut la Seattle, i-am cerut ce a făcut la Toulouse. Ați făcut plan de administrare, domnul Stoicescu? Asta vreau să știu. Ce anume? Ce au, a dat plan de administrare pentru compania Tarom? Ce s-a dat la registrare? Dacă Consiliul de Administrație a dat un plan de administrare, nu? Sper că e corectă ce ați întrebat, nu, doamna Mezei? Da, da. Care a fost de la domnul Stoicescu? Deci asta a spus problema în prima lună și toți așa a spus-o în spate. Ați găsit planul de administrare, pentru că planul de administrare pentru administratori provizorii este acela care a fost făcut pentru perioada respectivă. Și eu ce manager general eram, domnul Stoicescu? Nu erați. Deci atunci când mi-ați cerut, când ați cerut plan, când v-am întrebat de ce ați vorbit de plan de administrare, când planul există... Rămâneți în zona dumneavoastră de visuri și lăsați-mă pe mine în pace, că eu muncesc de 22 de ani în această companie și n-ați venit dumneavoastră să-mi stricați cariera acum. Ce ați făcut în companie? Ați rupt boarding pass-uri la Bruxelles și ați plimbat familiile prin Benelux ale demnitarilor? Nu, păi asta ați făcut. Ăsta nu e management de companie aeriană. Doamna Mezei, ne-am îndepărtat de subiectul principal din punctul meu de vedere și eu îl numesc scandalul anului în transporturi. Ați făcut plângere penală sau veți face plângere penală împotriva domnului Cuc? Mă voi duce luni la 10 la DNA să declar sub jurământ tot ce am declarat și public. Puteți să ne spuneți în 5 secunde sau 10 ce v-a spus domnul Cuc în ziua, pentru ziua de miercuri înainte a moțiunii? N-aș vrea să intru în amănunte. Au fost niște discuții între mine și domnul ministru. Pe mine mă deranjează foarte tare atitudinea provocatoare a Consiliului de Administrație și modul în care sunt eu acuzat profesional. 5 secunde, o întrebare, iar jurnalist. Domnul Stoicescu, aș vrea să-i mai spun dacă a analizat vreodată CV-ul meu și știe ce pregătire profesională am eu. Am analizat la CD-uri să citesc romane, dar când știi ceva, faci. Ok. O întrebare, 5 secunde. Sau ce vrea să fac domnul Stoicescu? Eram în discuție cu să nu ne duceți cu vorba. Să nu vă duceți să angajați compania fără să știm noi. Domnule Stoicescu, o întrebare foarte scurtă, domnul Cosmin Hot News. Doamna Mezei, vreau doar să vă întreb acum, pentru că am văzut că și premierul a anunțat că trimite corpul de control la Tarom să verifice practic ceea ce dumneavoastră ați confirmat. Și spuneți că și DNA v-a invitat să purtați un dialog pe această temă. Vreau să vă întreb dacă această discuție a noastră cu domnul Cuc, nu știu, a avut martor sau mai devreme domnul Bodea spunea că și piloții Tarom au aflat de aceste solicitări ale domnului Cuc. Este posibil, pentru că n-am făcut eu informația publică. Deci eu m-am asigurat că am vorbit cu comandanții, cu OTC-ul, cu directorul de zbor și cu directorul tehnic să nu se întâmple asemenea o anomalie, care de fapt nu se putea întâmpla, că piloții Tarom sunt oameni liberi, nu sunt oameni care acționează la comenzi. Doamna Mezei, ați fost director general o perioadă de 3-4 luni aproape. Ați mai avut astfel de discuții cu domnul Cuc în care să vă ceară astfel de lucruri? Discuția cu domnul Cuc a fost în felul acesta și vă spun public și știu că poate nu mă îmbrățișați varianta, dar eu vă spun deschis cu mâna pe inimă și o declar și sub jurământ la DNA.
când am venit să, să fiu investită în această funcție, domnul ministru a discutat cu mine, l-am întrebat ce așteaptă de la mine și dacă ne putem înțelege în acest sens și dumneavoastră mi-a zis așa, doamnă, eu vreau să salvez staromul și mă bazez pe dumneavoastră. Și am considerat cât se poate de rezonabil. Și după am acționat în consecință într-o relație strict profesională cu domnul ministru Cuc. Mulțumim frumos, stimată domn. Din punct de vedere CV-ului, l-aș ruga pe domnul Stoicescu să spună, dacă mă atac acum, de ce m-a aprobat prima oară. Mulțumesc frumos, dacă puteți să mai rămâneți, vom reveni după o scurtă pauză de publicitate cu dumneavoastră. Vă mulțumim frumos. După o scurtă pauză de publicitate, revenim la scandalul anului din transporturi. Pauză. Da, suntem din nou în platou, emisiunea Drumurile Noastre. Doamna Mădălina Mezei, fost șef Tarom, a rămas cu noi prin telefon. În schimb, s-a alăturat discuției noastre și domnul deputat Marius Bodea, deputat PNL de Iași. Bună ziua din nou, domnule Bodea. Bună ziua din nou, doamna Mezei. Nu știu dacă mă auziți amândoi. Bună ziua. Da, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Aș fi vrut pe domnul Bodea să-l întreb, v-a întârziat avionul miercuri sau vreun politician PNL a avut probleme în ziua moțiunii? Știți declarația, adică zvonul domnului Ludovic Orban, și aș vrea să vă întreb punctual, au fost probleme? Așa cum am precizat și mai devreme, noi am fost pe poziții încă de miercuri în București, evitând orice astfel de întâmplare absolut halucinantă, despre care, iată, astăzi se dovedește a fost o realitate. Noi nu am avut probleme, am votat toți parlamentarii, dar am și explicat de ce. Am luat aceste măsuri de precauție pentru a nu avea surprize în ziua în care trebuia să ne deplasăm spre București cu avioanele din teritoriu. Doamna Mezei a punctat faptul că se duce sau a fost chemată la DNA. Aș fi vrut să vă întreb dacă v-a chemat DNA pe dumneavoastră sau v-ați dus dumneavoastră și ați făcut o sesizare referitor la ceea ce s-a întâmplat în legătură cu domnul Cuc. Nu, domnule președinte, un dosar de apus în serviciu deschis la Ministerul Transporturilor și eu sunt parte dintre martori. Nu e vorba doar de Tarom, e vorba de dosarul de Ministerul Transporturilor. Și acest dosar de abuz are legătură cu ceea ce v-a cerut domnul Cuc? Nu știu despre ce e vorba în dosar, am fost doar citată ca martor. Am înțeles. Și... deci eu mă duc și spun adevărul la DNA, nu am ce să comentez cum s-a făcut dosarul, despre ce e vorba în el, încă nu știu amănunte de genul ăsta. Am înțeles. Domnul Victor Cosmei, Hot News, ar dori să vă pună întrebare. Vreau să vă mai întreb, doamna Mezei, dacă atunci când veți merge la DNA, ok, veți face aceste declarații, veți spune ce considerați noastră că e adevărul, vreau să vă întreb dacă veți mai putea indica și, nu știu, martor sau altcineva din companie care ar putea să confirme. Sigur, sigur. Am martori, am... după cum v-am spus, colegii mei pe care i-am anunțat și am rugat să fie foarte atenți la operarea acestor zboruri. Voi vorbi tot ce trebuie să vorbesc la DNA, însă vă rog să-mi permiteți să-l mai întreb ceva pe domnul Stoicescu, că m-a ofensat profund și aș vrea să lămurim public un aspect. Spuneți. Dacă dumnealui în data de 2 octombrie a dat ministrului mesaj, de ce a fost de acord cu prelungirea mandatului în data de 7 octombrie? Putea să se opună în cea, nu se aștepte să fie chemat la ordine de Cuc. Să-mi explice dumnealui această poziție. Pentru că atunci ați venit ca să facem o modificare în mandat la solicitarea autorității aeronautice. Ați făcut o modificare pe care elaborată de dumneavoastră, care ne-a pus în mare dificultate, adică era prost făcută. Are făcut-o o colegă a noastră care este și jurist, pentru că pe dumneavoastră v-am rugat ca să vă faceți jurist și nu ați făcut. Aveți o firmă care nu se pricepe la aviație, nu cunoaște convențiile internaționale, nu știe reglementări. În sfârșit, dar asta este altă problemă. Deci pe mine... internațional.
și sunteți administrator, dar om, domnul președinte. Da, 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 ce mă întrebați? Haideți că stăm. Dacă vorbim de aviația civilă internațională, sunt dispus. La orice. Și pe partea guvernamentală ICAO și pe partea neguvernamentală IATA. Mă pricep. Sigur, dar nu considerați că e momentul să vă retrageți? Da, de ce? Da, de ce? Bă, eu consider că e bine să nu mă retrag. Eu să mă retragă alții. Domnule pe dumneavoastră. Domnule Bodea, n-ar trebui Parlamentul să se sesizeze și să îl audieze pe domnul Cook și pe doamna Mezei privind, nu știu, ordinul dat de ministrul Cook către doamna Mezei? Cu siguranță acesta era următoarea mea intervenție, vorbind constituirea unei comisii de anchetă parlamentare. Însă, dacă subiectul dosarului DNA, despre care vorbește doamna fostă director, este acest subiect, atunci Parlamentul nu are competență, după cum bine știți că așa sunt procedurile. Însă, ascultând ce se întâmplă acolo în studio, acest ping-pong între un membru al Consiliului de Administrație și doamna Mezei, îmi dau seama că ceea ce îi trebuie taromului acum, de urgență, bine, nu am pretenția să o facă prin ministrul PSD, este să fie înlocuit întreg Consiliul de Administrație și aduși specialiști care știu să redreseze companii aflate în situații dificile. Pentru că aici nu mai e vorba să te pricepi la aviație, este vorba să te pricepi de a pune pe roate înapoi o companie, așa cum este și Compania Națională Tarom. Și asta este o teză a managementului, cine a studiat și s-a specializat în asta știe, că nu priceperea ta profesională în domeniul companiei te asigură și cunoștințe manageriale să ții compania pe linia de plutire sau deci, să o dezvolți. Asta trebuie prima dată. Și evident că mai departe... Anunț că în perioada 2001-2005 am fost președinte la Steering Committee cu Lufthansa Consulting, am restructurat și redresat compania Tarom, în 2005 am avut profit din activitatea operațională și am realizat acel cash flow din care mai link și acum câte ce a mai rămas. Oameni. Da, deci mă pricep la restructurare, domnule. Suntem în Uniunea Europeană de atunci. Eram și atunci în perioada preaderare. Toate problemele s-au făcut. Nu mai avem timp, din păcate. Nu mai avem timp, din păcate. Mulțumesc, doamna Mezei. Voiam doar să termin ideea. 10 secunde, domnul Bodea. Da, ascultându-și pe domnul din studio, îmi dau seama că, indiferent ce a fost în tinerețe, a ieșuat lamentabil acum în partea a doua a vieții domniei sale. Ce vă face să credeți, domnul? Aveți răbăvadă? Cum vă permite să vorbiți așa, domnul? Sunt catastrofale. Habar n-aveți ce să împățim noi pe doamna asta. Rău și că și dumneavoastră a zis că scrie pe presă toate paraspovedile. Numai prostii cu toată presă. Mulțumesc, doamna Mezei. Mulțumesc, domnule Bodea. Mulțumesc, Victor Cosmeir, va rămâne cu noi de la Fix. Mulțumesc, domnule Stoicescu. Revenim de la Fix cu un subiect foarte cald legat de CFR Călători. Pauză de publicitate.